Să rămânem în picioare pentru a citi, pentru a asculta un cuvânt din Cartea Sfântă, Roman, capitolul 8, pagina 1102, versetele 28 la 32. Roman 8, începem cu versetul 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întinăscut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Amin. Reașezați-vă, vă rog. Psalmistul spunea, binecuvântat să fie Domnul din veșnicie în veșnicie. Și tot poporul să zică amin. Și vă voi spune îndată de ce din veșnicie în veșnicie. Și doresc încă de la început, pentru toți fiind o zi de binecuvântare, această binecuvântare, din veșnicie în veșnicie. Din cuvântul citit vreau să vă rețin cu câteva adevăruri biblice pe care le pun sub titlu Un plan desăvârșit pentru cei ce le iubesc pe Dumnezeu. Scriptura începea, versetul 28, cu cuvintele, de altă parte știm, și la Apostolul Pavel întâlnim frecvent expresia știu sau știm. De unde știa? În primul rând, de la Domnul Iisus Hristos, care i s-a descoperit și i-a dat harul ca să fie întrejit cuvântul lui Dumnezeu. Deci chiar dacă n-a fost ucenic al Domnului în timpul slujirii mesianice, înainte de crucificare, Apostolul Pavel, ceea ce a învățat, cum spune și la cina Domnului, a primit de la Domnul, pentru că Evanghelia lui, cum scrie în Galateni 1, nu era de o bârșie omenească. Apoi, Apostolul Pavel era un cunoscător foarte bun al Scripturilor Vechiului Testament și prin lumina Duhului Sfânt și darul care l-a primit, avea o înțelegere corectă a împlinirii profețiilor, a semnificațiilor din lege. Și aș mai putea să adaug faptul că Apostolul Pavel știa unele lucruri pentru că a fost răpit și în rai la Dumnezeu, pe lângă alte vedenii dumnezeiești. Deci, are doi sau trei martori indubitabili și era îndreptățit să spună știu sau știm. La ce a făcut aici referire când a zis că știe? Scrie aici, în final, versetul 28, despre un plan al lui Dumnezeu. Și aș vrea să vara din Scripturi când și cum a fost conceput acest plan și ce conținea. Același apostol Pavel scrie în epistola către Efeseni, în capitolul 1, apropo de a ști, citesc versetul 9, că Dumnezeu a binevoit să ne descopere taina voiei sale, adică ce a gândit Dumnezeu, ce a avut El în proiect să facă, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Și scrie în versetele următoare ce prevedea acest plan. Să aducă la îndeplinire spre a-și uni iarăși în numele lui Hristos toate lucrurile cele din cer și de pe pământ. O armonie desăvârșită să fie în final, cum scrie în Corinteni 15 cu 28, Dumnezeu totul în toți, a Lui să fie slava în veci. Scrie și în Coloseni la capitolul 1 că trebuiau rezolvate și lucruri din cer, dar noi nu le putem pricepe pe toate, vorba lui Solomon de la început până la sfârșit. Dar citesc tot din Efeseni, din capitolul 3, scrie în versetul 10 și 11, că și îngerii sunt interesați, ba chiar mai mult,
pasionați ca și profeții de altfel de derularea acestui plan, numit în versetul 11, planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. Adică undeva în veșnicia trecută, cum spune aici în 1:4, înainte de întemeierea lumii, divinitatea și-a făcut un plan care nu mai trebuie adiționat, nu mai trebuie amendat, un plan veșnic. Aleluia. Merită Dumnezeu să fie slăvit. Aleluia. Și a fost slăvit din veșnicie atunci când a făcut planul. Aleluia. Nu ne amintim noi până acolo, vorba Domnului către Iov, așa l-a întrebat oricum ironic, dar atunci știi că doar erai de mult născut? Nu, nu eram noi. Nu era nicio fărâmă, dar era Dumnezeu și proiectul său. Plan care vizează toate lucrurile până în veșnicia viitoare. Și în textul nostru și în versetele ce urmează apare frecvent sintagma toate lucrurile. Și vă rog să o rețineți. Și scrie în ideea asta a cunoașterii cu anticipația lui Dumnezeu, citesc din Fapte, capitolul 15, versetul 18, zice Domnul care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. Vreau să observăm, asta au spus apostolii, asta a spus și Pavel, că doar învățau la fel, revin la Romani 8:29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte. Dumnezeu absolut toate lucrurile le-a cunoscut nu cu oarecare avans, ci din veșnicie. Asta e capacitatea Lui. Nu doar cum scrie în Psalmul 139, Doamne, că Tu știi intenția mea de a mă așeza, de a mă ridica, ce urmează să gândesc și toate zilele care mi-au rânduit. Asta ar fi un avans doar de câțiva zeci de ani sau sute de ani, când oamenii trăiau mai mult. Dumnezeu le știe pe toate din totdeauna. De aceea și-a și permis să facă planul, scrie în Împărați, capitolul 13, se va naște un fiu acasă lui David, numele lui va fi Iosia. Și-a spus evenimente care se vor întâmpla în ziua aceea, în secundele, minutele următoare, și evenimente care se vor întâmpla în același loc, vreo 300 de ani mai târziu. La Avram îi spune cu 400 de ani mai înainte, despre Domnul Iisus Hristos a spus cu mai înainte, că Dumnezeu ne-a cunoscut și pe noi mai dinainte. Îi zice Dumnezeu lui Ieremia, eu mai înainte te cunoșteam, numele Domnului să fie slăvit, că e mare și înțelept. Și cunoscându-le pe toate dinainte, având toate informațiile pe masă, Dumnezeu, scrie Biblia aici în Romani, și-a permis, pentru că El nu este doar atot cunoscător, este și autoritatea supremă pentru veșnicie, să scrie acest plan și să ia anumite hotărâri. Și spune textul aici, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și mai întâi hotărât mai dinainte. Astea aparțin veșniciei trecute, cunoașterea absolută a lui Dumnezeu și hotărârile Lui. Să luăm așa un caz în dimensiunea noastră umană. Zice Iov în cartea sa, vă citesc din capitolul 17, ca un bun administrator al averii sale, a relațiilor cu oamenii, citesc versetul 11, ce mi s-au dus zilele, mi s-au nimicit planurile, planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea. Nu știu ce proiect o fi avut cu copiii, cu averea. Și dintr-o dată s-au rupt foile. Și spune el în capitolul 23 aceleași cărți, versetul 13, apropo de hotărârile în avans a lui Dumnezeu în baza unor planuri. Dar hotărârea lui este luată? Cine se va împotrivi? Este autoritatea supremă. Ce-i dorește sufletul aceea face? El își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. Și vreau să observați că asta n-a fost doar părerea acestui om neprihănit. Vine Dumnezeu și în capitolul 38 ia cuvântul și întreabă în versetul 2, cine este acela ce mi-întunecă planurile? Așa că, dragii mei, Iov și-a dat seama că nu poate face planuri. Diavolul a făcut planul și a zis, să spun hotărât că așa se întâmplă. Nu s-a ales nimic de alea.
dar planurile Domnului dăinuiesc din veci în veci. Ce Dumnezeu mare și minunat avem! Acestea țin de planul său decis în sine. Chiar și oamenii acestui pământ, când în Apocalipsa 17 cu 17, când sunt hotărâri puternice la Bruxelles sau la New York sau pe unde s-or mai ascunde ei să povestească, că Dumnezeu nu face altceva decât îi va controla și pe ei să împlinească planurile Lui. Și scrie apoi, și vă citesc așa, privind în perspectivă, Isaia 25, versetul 1, apropo de planuri: Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te voi înălța, lau numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate. Planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. Stimată familie, a fost pentru voi prevăzut plan și să vă căsătoriți și să aveți copilași. Credem și noi că intrăm în planurile astea ale lui Dumnezeu. Hai să vedem atunci, trecem la o a doua idee, cum se derulează planul acesta în realitatea vieții noastre, în istoria aceasta limitată a omenirii. Spune Cartea Sfântă aici, la Roman, capitolul 8, 30, că și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, cunoscându-i mai dinainte, i-a și chemat. Și acum vă întreb, când cheamă Dumnezeu pe oameni la acest plan? Când se înscriu de drept și de fapt în această lucrare stabilită cu anticipație eternă? Vă citesc, ca să ne lămurim. Aminteam de Ieremia, citesc din capitolul 1 al cărții sale, versetul 4. Cuvântul Domnului a vorbit astfel: mai înainte ca să fii întocmit în pântecile mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecile, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Deci Domnul în proiectele sale nu face pe cineva proroc atunci când îl botează cu Duhul Sfânt. Și l-a făcut proroc, în arhive era figurat deja ca proroc. Mai dinainte. Vedeți, dragii mei, când e vorba de o ființă chemată în planul mântuirii, că acest plan e planul mântuirii. Dumnezeu are în vedere inclusiv nașterea lui într-o familie. Zice în 1 Corinteni, capitolul 15, când îi vine ceea ce este firesc, adică nașterea în existența noastră fizică, apoi ceea ce este duhovnicesc, aducă Domnul toate la vremea lor. Zice apostolul Pavel despre sine, Galateni, capitolul 1, vă citesc de la versetul 15. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat, vedeți? Să vă sune interesant. Pentru ce plan a fi pus Dumnezeu în pântecele soției dumneavoastră, fratei Gheorghiță, fetița asta? Ne întrebăm și noi ca despre Ioan Botezătorul, și cu pruncul acesta ce va fi? Noi aflăm numai așa cu vremea. Uneori mai avem informații profetice. Ne gândim ce o să fie în viitor, scrie în Daniel 10:21, că îi spune un înger lui profetului: vrei să spun ce scrie în cartea adevărului? Hai să spun câți mai împărați urmează și care cât o fi de bogat. Că Dumnezeu le știe pe toate dinainte. Bărit să fie Domnul! Stimați familiști! Încadrați-vă în ce privește nașterea copiilor în acord cu planul lui Dumnezeu. Este foarte important. Pentru că tot ceea ce Dumnezeu are în plan, mă refer la oameni, totul trece prin cooperarea noastră umană, mă refer la procesul nașterii. Și chemarea unui Dumnezeu despre care scrie în Roman 4:17 că își cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Și Scriptura ne numește lucrători împreună cu Dumnezeu și asta nu privește numai viața de biserică și viața de familie, așa-i? Toți oamenii sunt chemați mai întâi acasă și apoi sunt chemați aici în adunare, într-un anumit proiect, și apoi sunt chemați în împărăția lui Dumnezeu. Iată cum acest sfat al lui Dumnezeu ar trebui să aibă o rezonanță suficient de puternică în sfaturile părinților. Și aici mă refer nu numai la procesul nașterii, al acceptării copiilor,
ci și la cel al educației. Cum se citea din Marcu, din capitolul 10, a aducerii copiilor la Domnul să se înscrie în proiectul său, căci Dumnezeu îi cheamă și are un plan despre care voi spune imediat ce finalitate binecuvântată are. Să ne lăudăm cu un asemenea Dumnezeu. Am scris recent un articol intitulat De ce apărăm valorile familiei creștine și la un moment dat scriam ceva de genul, un aliniat acolo, nu-mi propun să dărâm ciudata și improvizata clădire postmodernă, despre care nu se știe dacă va mai putea pune și alte etaje pe stabilitatea care i s-a dat. Și vreau și vă propun să vreți și dumneavoastră să punem o reclamă frumoasă pe construcția casei noastre și să spunem că face parte din proiectul lui Dumnezeu. Proiecte avizate de sus cu țintă pentru eternitate. Asta este cel mai măreț lucru posibil. Îmi amintesc, scumpa mea soție a avut cândva un vis. I-a spus Domnul despre copiii ei, i-a făcut anumite referiri pentru viitorul de aici, dar de îndată ce a fost încredințați, și vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, că niciunul dintre cei 8 copii veniți în casa noastră nu s-a născut fără să avem așa o conștientizare a unui plan al lui Dumnezeu în dreptul fiecare dintre ei, nu cu tot ce va fi în viață, ci în prima fază cu venirea lor în viață. S-ar putea Dumnezeu să ia pe cineva prin surprindere, să-i dea vreun test. Dar eu am făcut referire la ceea ce în mod general are Dumnezeu rânduit pentru fiecare. Să-și facă Domnul planurile în viața noastră. Cine știe cât e mare, cum va fi și ce se va mai întâmpla. Privind la derularea acestui plan, vă spuneam că în prezent avem de-a face cu o chemare. Și noi ca părinți am văzut în măsura în care Dumnezeu ne-a luminat chemarea copiilor noștri în viață. De acum, ca părinți, noștri copii sunt mari, să urmăriți chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare din ei la pocăință. Fetița noastră singură a fost născută din nou la 7 ani, nu exagerez, botezată cu Duhul Sfânt în timp ce se ruga singură la 10 ani. Unul dintre băieți a fost chemat la pocăință și născut din nou la 14 ani, după alții a trebuit să aștept până la 19 ani și m-am uneori și din care vorba lui Pavel, zici că iar mai simt durele naștere pentru ei. Dar m-am bucurat să văd în viața lor că Dumnezeu continuă să lucreze. Și când vedem aceste lucrări ale lui Dumnezeu, nu rămâne decât să-L mărim și să-L binecuvântăm. Vă doresc să vedeți cu bucurie aceste chemări la mântuire, să vedeți chemările în slujire. Se spunea că sunt aici cu unul dintre băieți. A cântat la început grupa de copii, a cântat în cor bărbătesc, în fanfară. Și mi-amintesc că eram la o seară de rugăciune și printr-o proroc a zis Domnul, la băiatul ăsta a văzut o trompetă, dar Domnul a hotărât să ia trompeta că vrea să-i dea un toiag. Și numai am văzut că este chemat și la predicare. Nu noi chemăm, Dumnezeu cheamă. El alege oamenii cum îi place. Și uneori așa încrucișează mâinile ca ea, că o spune, nu lasă așa, că așa schemați de Dumnezeu. Și chemarea asta vizează eternitatea. A venit mătușa Salomei cu verișorii și a spus, auzi nepoate, pune-l pe ăsta aici, pe ăsta din coace. Și mătușă, tu nu știi că stabilite locurile. Dar fiecare este cu chemarea lui, cu lucrarea lui. Nu este hazard în lumea asta, vrăbile nu cad la întâmplare. Dumnezeu pe toate le are în organigrama lui eternă, mărit să-i fie numele. Dar ce-i frumos acum, ascultați-mă, căci pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și vă citesc din Roman 5, versetul 1, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, prin Domnul Iisus Hristos.
Vă rog, rețineți, Dumnezeu nu ne cheamă pe noi și pe copiii noștri la slavă doar așa, că face chemări și îi place să fim în activitate. Chemarea noastră nu avea nicio valoare dacă nu ne era dat harul noi și copiii noștri să fim socotiți neprihăniți. Și asta este numai prin Domnul nostru Iisus Hristos. Da, înțelegeți-mă, toți copiii noștri se nasc firești. Câte unii sunt mai cuminți, fetele în general, nu? Și unii băieți. Dar toți cât ar fi de cuminți în aparență, au nevoie să fie sfințiți și Domnul să fie pentru ei neprihănire. De aceea eu recomand când vedeți în copiii dumneavoastră apucături firești, nu-i luați tare la rost, că e normal să fie așa. Dimpotrivă, încercați să-i ajutați să înțeleagă că ei au nevoie să fiți născuți din nou și să fie socotiți fără plată, prin har, neprihăniți prin Domnul Iisus Hristos. Tatăl nostru ceresc n-a avut decât un fiu care a fost neprihănit dintotdeauna, cel ce se numește Sfântul Sfinților. Ceilalți am fost toți păcătoși. Dar prin harul său suntem declarați neprihăniți. Și chemarea asta urmată de declarația aceasta de îndreptățirea prin credință, dintr-o dată ne poziționează într-un mod extraordinar de favorabil în acest plan al lui Dumnezeu. Iată ce scrie în versetele următoare. Romani, capitolul 8, vă citesc de la versetul 33. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Că hotărârea echivalează cu alegerea divină. Dumnezeu este acela care socotește neprihăniți. Mărire Domnului! Cine va osândi? Că poate am mai greșit după ce ne-am pocăit, nu? Dar ascultați ce scrie aici. Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Ați auzit cum am pus titlul? Un plan desăvârșit. Gândit în eternitate de unul care le cunoaște pe toate și care le are în stăpânire pe toate, de unul care le cheamă pe toate așa la vreme, înscris în istorie, după calendarul lui Dumnezeu, după proiectele sale în biserică. Dumnezeu așa le-a gândit. Nu ne-a proiectat pe toți păstori într-o generație, nici pe toți proroci în altă generație. A înserat așa, peste toată țara, peste toată lumea, peste toată istoria, să fie luminițe în lumea asta întunecată și să slăvească Dumnezeu cel etern. Dar n-am fi fost noi luminițe cu bateriile noastre dacă nu răsărea soarele neprihănire peste noi, să ne lumineze pe cei ce zac în întuneric și în umbra morții și să vină lumina, electricitatea divină, ca să ne insufle pe toți cu viață și cu energie sfântă. Mărit să fie Domnul! El ne-a socotit neprihăniți. Și acum revin puțin la titlul care l-am dat, v-am zis, spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Spune Scriptura aici și nu numai aici. Versetul 32, El n-a curățat nici chiar pe Fiul Său și L-a dat pentru noi. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El? Și are expresia toate lucrurile, vă întreb. Pentru planul acesta gândit cu chemări divine, cu atribuire gratis a neprihănirii și cu perspectivă eternă, sunt astea dovezi că Dumnezeu ne-a iubit? Da, mai pun o întrebare. Avem noi dovezi să-L iubim pe Dumnezeu pentru acest plan? Este în favoarea noastră? Este spre binele nostru? Zice Ioan 1 Ioan 1 capitolul 4, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Merită dragostea noastră pentru vecii vecilor. Și textul spune în continuare, de la versetul 38, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânire, nici puterile, și interesant, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare. Am pe cele de acum le știm în mare, unii, altele. Dar nici lucrurile viitoare, întreaga veșnicie, nu vor putea să ascundă, să treacă pe un plan secund dragostea lui Dumnezeu pentru noi și dragostea noastră pentru El, că veșnicia nu va fi frumoasă și binecuvântată doar pentru că nu se mai moare, ci că vom trăi în prietenie și împărtășie cu Dumnezeu, iubindu-ne pentru eternitate.
un plan făcut spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Iată cum se derulează acest plan și Dumnezeu lasă de acum la latitudinea noastră dacă îl vom iubi sau nu. Dacă ne vom atașa de el sau nu, dacă vom rămâne sau ne vom despărți de el, datorită unor lucruri ca dragostea lumii de acum sau ca necazul sau strâmtorarea, cum scrie aici. Noi alegem dacă rămânem cu el sau vom fi din nefericire despărțiți și, cum spune Ioan, la venirea lui să nu fim depărtați de el. Să lase Bunul Dumnezeu Duhul Sfânt peste noi pentru ca să pricepem dragostea Lui. Și aș vrea în final să vă arăt perspectiva viitorul acestui plan. Deci a fost conceput în eternitatea trecută, se derulează aici prin chemări la viață, la mântuire, la slujire, sub plenitudinea neprihănirii Domnului Iisus Hristos și a mijlocirii sale preoțești. Și ce perspectivă avem? Și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Adică în imaginea lui Dumnezeu, noi suntem deja prezentați în slava viitoare. Știți că Ioan vede o mulțime și eu trag nădejde că m-a văzut și pe mine acolo, nu? Și fiecare se gândește când citește Apocalipsa, și eu sunt în poza asta. Că Dumnezeu le-a gândit pe toate și a repartizat și posturile în viitor, a stabilit și timpul până la care se va mântui ultimul credincios, ultimul martir. Și fiara și domnia demonică își va atinge limitele, toate vor coincide în aceeași zi. Va suna trâmbița și, cum scrie Apocalipsa 10, se va sfârși taina lui Dumnezeu și ne va strămuta el în împărăția slavă, ne va proslăvi. Auziți ce se va întâmpla atunci? Filipeni, capitolul 3, nota Apostolul Pavel următoarele, versetul 21. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune, și iară scrie, toate lucrurile. Adică toate se supun lui Dumnezeu. Schimbă pământul când vrea, face unul nou, schimbă cerurile, pune altele. Schimbă trupul acesta și dacă murim în ocară, în putrezire, în slavă, în neputrezire, în nemurire, și vom fi ca el și cu el pentru vecii vecilor. E bun planul acesta? E desăvârșit? Iată ce vă citesc, recitesc din cele citite, scrie în Romani 8:29, că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, iar ajungem la arhive, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului slavei sale. Adică de la origine s-a țintit direct finalul, proslăvirea. Asemenea chipului slavei sale. Vedeți, în lumea asta oamenii caută frumusețe, încearcă să-și păstreze tinerețea. Da, avem noi frumoasă cântare. Eu știu că am o tinerețe nemaisfârșită la Iisus, chiar dacă în lume bătrânețea puterile din trup mi-a dus. Eu știu, spune poetul și apostolul de asemenea și ea, și știm și noi. Am găsit recent o fotografie cu scumpa mea soție, undeva eram pe un vapor, undeva prin Mediterana, am dus la o insulă alta, și cu chipul ei zâmbitor, așa, sub briza mării zâmbea, și am scris sub fotografie cuvintele, cu scumpa mea pe malul mării, între timp ea a trecut dincolo. Și avem atâția care sunt duși. Și ne va veni și nouă vremea după plan, că nu numai atâta slujim, cum scrie de David, că a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu. Și va urma proslăvirea. Apropo de dragă de ea, să mă iertați că mă amintesc de ea, dar n-am cum. Am visat într-o noapte că m-am prezentat cu ea la o clădire interesantă. Era și o sală ca sală de cult de biserică, era și saloane ca de spital, și o sală de mese și bucătărie, și de toate. Era multifuncțională acea clădire. Și eu știam în vis că ea e plecată. Și i s-a spus ei, vi s-a scris diploma. Și s-a uitat ea pe diplomă și a zis, măi, dar tot ce am făcut s-a notat, nu-i nimic lipsă.
Dumnezeu care ne-a chemat la un plan, când ne va proslăvi, ne va și încununa. Și mie mi-a zis în vis, a dumneavoastră încă nu-i scrisă, mă aveți de venit pe aici. Și era în plan să vin și pe la Betania în seara asta. Așa a fost planul. O, dene bunul Dumnezeu, călăuzire! Și dacă nu-l pricepem pe tot, măcar așa în fiecare zi să știm ce avem de făcut. Și vă doresc, ăsta e finalul, să ajungem asemenea chipului slavei sale, că el să fie în cel întinescut dintre mai mulți frați. Insist pe ideea asta. Să nu spună cineva, frate, ai citit din Ieremia și ai citit din Pavel că Dumnezeu a cunoscut pe dinainte, aștia au fost oameni mari. Nu, dragii mei, am citit în versetul 29 că Dumnezeu a cunoscut pe dinainte pe toți, frații Domnului Iisus, pe toți frații, pe toate surorile, nu numai pe unii mai deosebiți, de ea scrie în Biblie că au mai deosebiți. Dar îi cunoaște și pe cei însemnați pe care în ziua aceea le va spune, ăștia-s frații mei, o, de-am fi printre ei, să ne primească cu drag acolo în corturile slavei sale. Este un cort, un plan desăvârșit pentru cei ce îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă nu vi drag, faceți ce vreți. Dar vă excludeți din plan, îl zădărniciți. Planul lui tot merge înainte și e măreț și e minunat. Dar dacă îl iubim, ne înscriem în plan. Uneori cu lacrimi. Și Domnul Iisus a zis, dacă s-ar putea să nu există o ocolire. Au zis, dar nu cumva, Doamne, să șterbesc planul, că în carte scris despre mine, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Doamne, la un asemenea plan, îți mulțumim că ne-ai ales, că ne-ai iubit și îți mulțumim că ne-ai dat pricepere să Te iubim și să-I spunem Domnului din toată inima, în mod tainic și în fața poporului, Doamne, Te vom iubi pentru vecii vecilor. Ești prea iubitul nostru pentru eternitate. Și nici lucrurile viitoare, oricare fi ele, nu ne vor încânta, nu vor muta centrul de atracție despre persoana Domnului Iisus Hristos în care a fost creonat și realizat tot planul și vom rămâne cu ochii spre El și El spre noi, mirele nostru și noi mireasa Lui. Și Tatăl, în asistența-i binecuvântată și a Duhului Dumnezeu, se va bucura că acest plan se va duce la îndeplinire. Vă doresc să ajungeți la final, să vedeți frumusețea, să ajungem cu toții și ai Domnului să fim pentru veci de veci. Amin.